Și în răcoarea de amurg, sus, pe Golgota învierii, lacrimi îmi curgeau spre cer, topite în flacăra iertării. Mi-am simțit la cruce anii ce Tatăl mi-a dăruit, în râul Iordanului botezul mi l-am înnoit. În hora veșnicei zăpezi sunt gata, oricând să mă prind. Ce frumos! Ați fost împreună pe Tărâmul Sfânt sau? Nu, am fost cu fiica mea. Cu fiica dumneavoastră ați ajuns, doamna Măriara? Nu, eu n-am fost încă. Bine ați zis, încă vă doriți da. Să ajungeți. Da, neapărat trebuie. Spuneți-mă de prima deplasare, care a avut loc într-un loc așa mai exotic. Păi, deci, primul turneu într-o țară străină a fost în Egipt, în anul 1964. Când noi nici, mulți dintre noi nici nu știau să iasă bine din sat. Dumneavoastră s-a ajuns în Egipt. Da, a fost primul festival de folclor care s-a prezentat țara noastră și am fost și eu aleasă. Chiar am mers la mama și i-am spus, mamă, uite, sunt aleasă la un mare festival, să merg într-o țară sfântă, în Egipt. Și mama zice, las că-ți fac eu un cântec, că așa de frumos, și că toată lumea o să rămâie mirată. Și într-adevăr, m-a învățat cântecul tot pe vale și pe grui, care mi-a adus foarte multe succese. Știu că în momentul în care ați revenit în țară cu acel trofeu de la Cairo, ați fost foarte bine primită de români. Vreau să-mi spuneți un pic așa ce s-a întâmplat în momentul în care ați venit. Pe când am ajuns în țară la aeroport, ne-a așteptat toți de la cultură. Râsneam. Toată lumea ne-a așteptat. A fost extraordinar. Am venit, era iarna, în anul 1964, o iarnă foarte grea. Acolo am venit, era cald. În București, când am ajuns, era o iarnă extraordinar de grea. Și pe urmă am făcut mai multe turnee în țară. Și am fost extraordinar de bine primită. Chiar când am ajuns la Oradea, atunci eram la Oradea, chiar într-un ziar, pe o pagină întreagă, era poza mea și scria această fată cântată la Cairo. De la Leșu, primul oraș în care ați ajuns a fost Oradea, să înțeleg. Am fost la Cluj. La Cluj. Da, și de la Cluj. Și în Oradea la dumneavoastră a venit. Nu, la sora mai mare, sora mea. Sora mai mare. Da, eu am fost la Hunedoara în acel timp. Am locuit 30 de ani. În Hunedoara, după care ați... Când era Oradea. Soțul meu era oradean. Și probabil l-au chemat meleagurile natale. Spuneți-mi unde e, din lumea asta largă, pe care ați cutreierat-o, care e cel mai frumos loc? Vă întreb pe amândouă. Cel mai frumos loc, eu zic că e țara noastră și eu am cutreierat. Să știți că am cutreierat și Europa, și Asia, și Africa. Am fost în Asia ce ați făcut? În Asia. Păi în Asia, în Israel. Ah. În Țara Sfântă. În Africa m-am dus în Tunisia. M-am dus și eu ca Mărioara să nu rămân în urmă. Am făcut o croazieră de 15 zile pe Nil. Am avut ocazia să fac cunoștință cu un pui de crocodil care mi s-a agățat în păr. Da, era așa cam de 1,5 metri. Mi l-a pus un negru să mă sperie. Dar nu m-am speriat chiar așa de tare. Deci tot acasă e mai frumos. Țara noastră nu se compară nici cu o țară din lume. Și mai ales comuna Leșu, cel și satul nostru. Pentru noi e cel mai frumos, cea mai frumoasă. Dar eu știu acum, nu știu dacă în pozele de aici avem, eu știu că în locul unde stați și am văzut câteva poze, este la fel de frumos, este ca și un colț de rai acolo. V-ați făcut o căsuță frumoasă. Este foarte frumos, într-adevăr, și curge apa prin fața casei și extraordinar de frumos. Satul meu, Plaie de Baladă, e la poala Henului. Un pârâu curge cântând, tocmai prin mijlocul lui. Casele sunt cu pridvor și cu porți de lemn cu flori. Și așa mai departe. Foarte frumos, zugraviți lumea satului da. în poeziile dumneavoastră, în baladele dumneavoastră, în doinele dumneavoastră.
Vreau să o invit și pe doamna Mărioara să mai cântăm și să-mi spuneți ciobanul ăsta de unde e, de la Mureș sau de la Leașu? Ciobanul ăsta este de la Mureș. Într-adevăr că și la Leașu sunt ciobani mulți, dar ăsta care îl cânt e de pe Mureș. Încă două melodii, Măi ciobane de la munte și Drag mijocul someșan, tot pe la noi, pe Valea Someșului, e mai fain. Da. Încă două melodii pentru dumneavoastră, așadar, din partea doamnei Mărioara Precu-Stoica. Vino-n sat la joc, hăi, măi, ciobane, măi, cu tinerii toți, cu tinerii la un loc, hăi, măi, ciobane, măi, pune clopul pe urece și găsește-ți o părăciu, măi! Și vino în sat la joc, hăi, măi, ciobane, măi, cu tinerii toți, cu tinerii la un loc, hăi, măi, ciobane, măi, pune clopul pe urece și găsește-ți o părăce, măi! Vino în sat la joc, hăi, măi, ciobane, măi, cu tinerii toți, cu tinerii la un loc, hăi, măi, ciobane, măi, jocul mândru să-l pornim, cu toți să ne veselim, măi! Mai tare fluieraș, hăi, măi, ciobane, măi, că de nu mă duc, măi dușe și aici te las, hăi, măi, ciobane, măi, sunt un joc ardelenesc, că mi-e drag să mă învârtez, măi! Când îl joacă, joc un ardelean. Drag mi-e jocul, jocul someșan. Când îl joacă, joc un ardelean. Drag mi-e jocul să-mi vârtesc, tra-la-la-la-la-la-la. Dar nu știu cum să-l pornesc, tra-la-la-la-la-la. Măi, fecior, fecior, la joc, strângeți fata și-o-nvârtiți cu foc. Haideți, măi, fecior, fecior, la joc, strângeți...